specială cu Alicia Cobescu la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Informația momentului: Dacian Cioloș posibil premier. A fost desemnat de președintele Klaus Iohannis să formeze, atenție, o majoritate care să învestească un guvern. A fost desemnat la finalul consultărilor de astăzi, un anunț făcut de președintele Klaus Iohannis în urmă cu mai puțin de o oră. Iată cu ce argumente. Este extrem de important să se gestioneze bine situația pandemică. Este foarte important să se gestioneze creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri pentru ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanța pregătirilor pentru perioada de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori. Klaus Iohannis, președintele României în această seară, și Dacian Cioloș imediat într-o reacție pe Facebook. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum și-am anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză și pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forțelor politice. Scrie Cioloș pe Facebook, vom avea o ședință de birou național pentru stabilirea echipei de negocieri și a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern. Liniile principale sunt gestionarea pandemiei, explozia prețurilor la energie și reformele din PNRR. Dacian Cioloș, în această seară, după anunțul președintelui, și iată, acum câteva clipe doar pe Facebook, Florin Câțu, președintele PNL. Am luat act de desemnarea făcută de președintele Klaus Iohannis. De astăzi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș ca premier desemnat este una imensă. Are acum posibilitatea să negocieze cu partidele care au susținut moțiunea de cenzură, PSD și AUR, pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern stabil. PNL, scrie Florin Câțu pe Facebook, va discuta cu domnul Cioloș după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi de la moțiunea de cenzură, PSD și AUR. Am încheiat citatul. Florin Câțu, liderul PNL, fost prim-ministru, încă prim-ministru, în această seară postare pe Facebook. Ce urmează? Iată, mai ales în lumina acestei declarații a lui Florin Câțu. Vorbim cu Ionuț Moșteanu, deputat și purtător de cuvânt USR. Bună seara, domnule Moșteanu! Bună seara! Mulțumesc pentru intervenție! Iată un mesaj de la domnul Câțu despre care nu știați, căci abia acum a fost postat. Ce înseamnă asta? Nu-mi dau seama ce vrea domnul Câțu să... Vă trimite la PSD acolo pentru o majoritate, la PSD și la AUR. V-ați gândit la Eu asta? Eu mă uit la ce a fost astăzi și astăzi au fost singurul partid care am venit cu o propunere de premier. Am înțeles că România trece printr-o criză, o criză guvernamentală declanșată chiar de domnul Câțu, și avem două crize mari suprapuse peste asta: criza prețurilor din energie și criza de sănătate publică. Și așa cum am spus și noi și cum spunea și președintele, e și o oportunitate. E vorba de banii europeni din PNRR. Ori pentru asta e nevoie de un guvern cu puteri depline. Ne-am asumat asta, am venit cu o propunere solidă, rezonabilă. Domnul Dacian Cioloș a mai fost premier, a fost nominalizat în 2016 chiar de către domnul Klaus Iohannis și a făcut o treabă foarte bună într-un climat complicat atunci, înainte de niște alegeri, dacă ne aducem cu toții aminte. Acum e nevoie de responsabilitate. Știm că UDMR nu respinge această propunere și mă aștept ca PNL să practic să ni trântească ușa în nas președintelui Klaus Iohannis. Știu că este o relație bună între PNL și Klaus Iohannis și domnul Klaus Iohannis l-a nominalizat acum pe Dacian Cioloș. Ori e nevoie în zilele care urmează de responsabilitate maximă, nu e nevoie de grabă și de mesaje pe Facebook. Noi avem o ședință în seara asta de birou național, stabilim echipa, stabilim mandatul
și mâine mergem la discuții și cu PNL și cu UDMR. Opțiunea noastră, așa cum spunem, așa am tot spus de o lună de zile, este refacerea acestei coaliții. Credem că poate fi refăcută sub conducerea unui premier experimentat și Dacian Cioloș este acest premier experimentat de care coaliția are nevoie. Domnule Moșteanu, vedeți și altă variantă? Dacă PNL vă abordează în felul ăsta, duceți-vă la PSD și AUR, când aveți o majoritate cu ei, mai vorbim, vă gândiți și la această variantă, PSD și AUR? Să, întâi trebuie să facem tot ce ține de noi și când zic de noi, zic USR, PNL, UDMR, să reparăm coaliția. Asta este prima opțiune și ăsta este principalul nostru obiectiv. Sper să nu să reușim să am toată credința că toți actorii politici vor acționa cu responsabilitate față de țară în zilele următoare și vom ajunge la o soluție, să venim în fața Parlamentului cu un guvern de coaliție, PNL, UDMR, USR și să dăm drumul la treabă. Da, explicați-mi cum se procedează, că noi nu știm. După ce vă adunați în Biroul Național și hotărâți, stabiliți echipa de negocieri și mandatul, ce faceți? Îl sunați pe domnul Câțu? Vor trebui, domnul Dacian Cioloș și va suna pe președintele partidului, da, exact. Și dacă domnul Câțu a scris acum pe Facebook că vrea să vorbiți mai întâi cu domnul Ciolacu și cu domnul Simion și după ce vă aliați cu ei, căci cu ei ați dat jos guvernul Câțu. Da, domnul Câțu trebuie, eu înțeleg, e și un moment de supărare, înțeleg supărarea la nivel personal, dacă vreți, la nivel uman, e firească, însă dincolo de asta eu aștept responsabilitate și toți românii așteaptă responsabilitate de la toată clasa politică. Domnul Câțu are o responsabilitate mare, este președintele unui partid important în România, președintele PNL și e nevoie să ne așezăm la masă. E important să stăm la masă, să vedem exact cum, ce căi găsim pentru a forma, a repara această coaliție. Eu cred că se pot găsi, suntem oameni rezonabili. Cu toții suntem oameni responsabili, avem un premier desemnat de către președinte, un premier cu experiență și se poate repara această coaliție. Este prima noastră opțiune, asta vom face în zilele care urmează. Care sunt prioritățile, care sunt domeniile în care vi se pare esențial, având, pornind de la premisa că o să aveți postul de prim-ministru, care sunt domeniile și implicit ministerele în care vi se pare esențial ca USR să dețină controlul, să fie vioara întâi? Eu cred că discuția va pleca de la poziția existentă în împărțirea ministerelor prin acordul de coaliție făcut în decembrie anul trecut și cred că era o poziție echitabilă și echilibrată între participanții la actul de guvernare. Și de aici o să plecăm cu discuția. Dincolo de asta e prematur acum să spun cum văd eu împărțirea pe ministere, la unul sau la altul. Însă garanția funcționării unei coaliții este premierul. Am văzut asta mai mult decât oricând în ultimele luni, în lunile astea, în care niște mișcări, dacă vreți, neașteptate și o prioritizare stranie în momentul în care s-a pus în Congresul PNL înaintea guvernării, au dus la destrămarea acestei coaliții prin gesturile făcute de premierul, fostul premier, premierul Denis Florin Câțu, pe 1 octombrie, când a încălcat de două ori în acea zi acordul de coaliție, a încălcat din nou acordul de coaliție. Ori, uitându-ne la ce s-a întâmplat, garanția funcționării unui guvern de coaliție este în primul rând premierul, care trebuie să fie un om care înțelege că deciziile în coaliție se iau la coaliție, nu se iau nici la partid, nici în altă parte. În coaliție cu liderii coaliției trebuie toată lumea să fie aliniată de fiecare dată înainte să facă pași politici importanți. Ori, din nou spun, domnul Dacian Cioloș are capacitatea de a conduce un astfel de guvern. A fost comisar european, a condus practic politici publice în 26 de țări și a avut grijă să le armonizeze. Are o experiență foarte bună. A fost ministru al agriculturii, a fost premier într-o perioadă în care partidele se pregăteau de alegeri și au găsit, dacă vreți, ca și cal de bătaie guvernul tehnocrat în perioada aia și a făcut o treabă foarte,
foarte, foarte bună. Bun, înțelegem că dumneavoastră o să vă tratați altfel partenerii de guvernare, altfel decât v-au tratat ei pe vremea când aveau prim-ministru și dumneavoastră erați membri în guvern, asta ne spuneți. Dar vă întreb, bine, uite, în ce privește fondurile europene, este clar că aveți viziuni diferite, nu? Că de aici s-a spart ultima urmă de armonie. De la Angel Salini s-a spart, da. S-a stricat coaliția. Alea fonduri naționale. Este acel, așa zis, PNDL-3. Sunt fonduri naționale pentru care noi am cerut criterii obiective de distribuire a acestor fonduri și de urmărire a acestor investiții. Pentru că am spus, nu trebuie să repetăm greșelile trecutului, sunt 47 de miliarde cheltuite prin PNDL 1 și PNDL 2 și foarte mulți dintre acești bani n-au făcut o diferență în viața românilor, ci au ajuns în buzunarul unor firme de partid sau s-au terminat în niște investiții absolut îndoielnice și nenecesare în foarte multe localități. Nu vrem să mai vedem asfalt turnat direct pe pământ sau zeci de kilometri de rețea de gaze trase pentru un cătun de două persoane. Aici sunt niște cheltuieli, niște analize de cost-beneficiu și sunt bani publici, sunt banii fiecărui român. Noi asta am vrut, doar să punem în spatele acelui program cu răbdare, pentru că nu era nicio grabă. Nu era nicio grabă. Singura grabă pentru acel Angel Salini era congresul PNL, pentru că domnul Câțule promisese niște bani primarilor, niște bani care apoi ați văzut. Odată s-au, promisiunea de bani există în acest Angel Salini și au fost și niște bani concret săptămâna trecută eliberați prin fondul de rezervă al guvernului. Ori asta nu trebuie să se mai întâmple. Orice premier ar avea România, trebuie să ducă banii acolo unde e nevoie de ei, pentru că, din nou spus, sunt bani publici, nu, bugetul de stat nu este un sac fără fund. Da, ne putem împrumuta, dar fiecare împrumut va trebui plătit înapoi cu dobândă. Și fiecare și orice om politic responsabil trebuie să se gândească la generațiile viitoare. Și cum mai dați asta înapoi? Adică, ce mai puteți să mai reparați din asta? Cum vedeți reparând asta? Din decizia legată de Salini și de viziunea privind cheltuirea banului, public sau european? Foarte simplu. Acel proiect poate fi completat cu niște criterii foarte clare, care să fie trecute în textul legii, în corpul legii, pentru că știți foarte bine, mai este o decizie CCR care spune că nu poți incrimina abuz în serviciu atunci când se încalcă o normă secundară, așa cum este și cazul Angel Salini, normele sunt în legislație secundară. Ori noi vrem totul trecut în corpul legii, să fie în legislația primară. Foarte clar, stăm la masă, discutăm, negociem, nu vrem nimic rău decât transparență. Vrem ca acest program să facă într-adevăr o diferență și fiecare leu să fie cheltuit cu cap și cu cumpătare, ca și cum ar fi banul fiecăruia de acasă. Deci nu ne uităm la niște bani abstract pe hârtie, ne uităm la niște bani pentru fiecare român și fiecare copil va plăti peste ani de zile dobândă. Ori credem că se poate acest lucru, se poate face cu bună credință un plan de investiții în care banii să se ducă acolo unde fondurile europene nu acoperă anumite nevoi. Domnule Moșteanu, fondurile naționale trebuie să fie complementare fondurilor europene. Revenind la decizia președintelui din această seară, cum vă explicați? Vă așteptați înaintea consultărilor ca în această seară să-l avem pe Dacian Cioloș desemnat pentru formarea unei majorități? Pentru unii poate că a fost o surpriză, însă noi ne-am dus acolo cu credința că trebuie să facem ceva ca să reparăm această coaliție, să guvernăm România în această perioadă complicată. De aia ne-am dus acolo cu o propunere de premier, o propunere credibilă de premier. Timpul declarațiilor a trecut. Gata, a trecut o lună și ceva de criză politică în care mulți actori politici s-au uitat doar de la distanță și nu au luat nicio atitudine. Acum suntem în poziția în care avem un premier credibil, experimentat, desemnat, care are în spate 17% din Parlament. Trebuie să ne așezăm la masă cu PNL și cu UDMR, să strângem până la 54% din 9% cât aveam înainte, cu colegii de la minorități, bineînțeles, și să refacem această coaliție stricată de acum o lună și ceva de fostul premier. Văzând reacția domnului Câțu pe Facebook, v-ați gândit că poate fi o capcană, că poate nu ieșiți bine din această experiență?
există și scenariul ăsta pe care, și temerea pe care o au unii și alții. Bineînțeles că în politică și în politica în care suntem și noi de vreo 5 ani de zile am văzut de multe ori diverse jocuri, însă eu cred că timpul jocurilor a trecut din nou. România e fața unei ieri cu o creștere a prețurilor la energie, cu spitalele pline și cu un val 4 de, al pandemiei foarte, foarte violent. Acum nu mai e timp de pierdut și nu cred că se mai joacă nimeni. De asta fac un apel la partenerii noștri, și la PNL și la UDMR, să închidem această discuție cât mai repede în zilele următoare, să venim în fața Parlamentului și să dăm drumul la guvernare. Mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Mulțumesc și eu. Ionuț Moșteanu, deputat USR, purtător de cuvânt al formațiunii, al cărei președinte a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis în această seară să formeze o majoritate și un guvern. Ați văzut, USR se baza pe, și se bazează, înțelegem, pe PNL și UDMR în acest demers, dar reacția liberalilor a venit foarte repede, Florin Câțu trimițându-i pe liderii USR să negocieze mai întâi cu partidele care au susținut moțiunea de cenzură, adică PSD și AUR, să facă o majoritate cu PSD și AUR și apoi, spune domnul Câțu, citez, PNL va discuta cu domnul Cioloș după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi, PSD și AUR. Am încheiat citatul. Ne uităm la ce se întâmplă, la avantaje, dezavantaje și la posibile explicații în această ediție specială la Europa FM. Vlad Petreanu, în direct acum, jurnalist, realizatorul matinalului Deșteptarea la Europa FM. Bună seara, Vlad! Bună seara! Ce-ți spune desemnarea lui Dacian Cioloș după consultările de azi și deja mesajul transmis de Florin Câțu, USR? Eu, sincer, mă întreb dacă domnul președinte Iohannis chiar își înțelege rolul constituțional. Constituția și nu doar Constituția, și morala îl obligă pe președintele României, reprezentantul cetățenilor unei țări aflată în criză umanitară în acest moment, și într-o criză a prețurilor, și într-o criză a energiei, și într-o criză politică. Deci Constituția și moralitatea însă și îl obligă pe președintele României să caute în mod onest o rezolvare a acestei crize în care se află România, și nu spunem lucruri mari aici, chiar suntem în criză. Ori această nominalizare este caracterizată de un cinism realmente surprinzător. E aproape, aș spune că este aproape făcută la mișto, dacă n-ar urmări, de fapt, un scop mult mai simplu, și anume marginalizarea politică a acestei formațiuni, USR Plus, care stă în coasta tuturor partidelor vechi din România. Și nu spun asta fiind cumva vreun fan al USR Plus, să nu se înțeleagă greșit, dar mă uit la ce se întâmplă. În toată această criză și în lunile care au precedat-o, USR Plus a fost principala țintă de atac a Partidului Național Liberal, a principalului partener de guvernare, și de când s-a declanșat criza, a președintelui Iohannis. Ca să nu mai vorbim de atacurile venite constant din partea PSD. Adică, știți, poate ați remarcat ce a remarcat toată lumea, că PSD și PNL s-au înțeles complice foarte bine în Parlament când a venit vorba de citirea, prezentarea și votarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, amânând la nesfârșit, încălcând Constituția prin această amânare. Curtea Constituțională tocmai a dat verdictul, modul în care Parlamentul a amânat prima moțiune de cenzură, în afara regulamentelor și a procedurilor parlamentare, este anticonstituțional. Ori PNL și PSD au demonstrat că se pot înțelege foarte bine, nimeni nu vrea să guverneze cu PNL și USR, nici domnul Câțu. Ce să facă acum domnul Cioloș? Se ducă să discute cu domnul Câțu despre ce? Și cum ar putea crede cineva, cine și-ar putea imagina că domnul Iohannis dă guvernarea altui partid decât PNL? Cum se poate crede așa ceva? USR Plus nu are cu cine să facă majoritate, acest lucru este evident și a fost evident de la început. Nici PNL și nici PSD nu sunt interesate, PNL și PSD au un plan
și văd că merg înainte cu complicitatea sau poate cu susținerea sau cine știe, poate și cu contribuția creativă a domnului președinte Iohannis. Or, ăsta este un lucru lamentabil, pentru că tot cinismul acesta se face, îi costă pe români și îi costă nu doar bani, îi costă sănătate și îi costă vieți. Sunt între 200 și 300 de morți pe zi. Vaccinarea, campania de vaccinare este totalmente anemică. Măsurile de prevenție împotriva epidemiei sunt varză, ca să folosesc un cuvânt, cum să spun, ca să folosesc un eufemism, varză. Prețurile la utilități sunt în creștere rapidă. Ori să vii cu astfel de nominalizare, care în mod evident nu are șanse de reușită, este de un cinism totalmente irresponsabil. De ce? Nu vezi realmente nicio... Nu vezi nicio ieșire. Sau există posibilitatea, care este de asemenea cinică, ca cumva domnul Ciolu să primească învestirea și să creeze un guvern controlat de două partide ostile, PNL și PSD, ca să treacă iarna și să-și rupă gâtul. Și asta este tot cinism. Pentru că, Vlad, întrebarea următoare era, dar domnul Câțu oarecum a neutralizat sensul acestei întrebări. Dacă e complicat să negociezi cu PNL pentru formarea unui guvern, cum o fi ulterior chiar să guvernezi împreună cu PNL? Da. Nu este o nominalizare serioasă. Este o nominalizare făcută ca să demonstreze USR Plus, că sunt un partid mic, să-i marginalizeze și mai mult. Domnul Iohannis are un meci cu feriștii. Știți? Asta este problema acum. Adică meciul dânsului este să arate că USR trebuie să plătească pentru faptul că a participat la trântirea guvernului. Ok, dar știți ceva? Meciul ăsta, adică nu puteți să vi-l amânați, poate după ce rezolvăm câteva lucruri care sunt ceva mai presante acum? Bun, am înțeles. Nu vă mai place unii de ceilalți. Nu v-a plăcut niciodată. Acum, chiar domnul președinte și PNL vreți să-i pedepsiți. Pedepsiți-i, domnule. Dar știți ceva? Încă o dată, între 200 și 300 de morți pe zi? Adică poate că asta ar fi mai presant? Da. Care ar fi fost o nominalizare serioasă sau o abordare serioasă, Vlad? O abordare serioasă din partea domnului președinte era să se încuie cu toți oamenii aia acolo la Cotroceni și să facă tot ce treia să facă pentru a scoate guvernarea din acest impas în care a ajuns, inclusiv prin contribuția directă a dânsului, pentru că dânsul și l-a dorit, a pohtit să-l aibă pe domnul Câțu premier, președinte la PNL, mă scuzați, și dânsul a pohtit o parte din condițiile care au dus la această situație. Și atunci, rezolvarea este bună. Suntem oameni maturi. Ne-am încuiat în această încăpere frumoasă de la Cotroceni și hai să facem în așa fel încât să ieșim cumva de aici. Și vedem noi mai departe. Dar, desigur, pe masă sunt vreo 30 de miliarde de la Uniunea Europeană, PNRR-ul, mai sunt vreo 50 de miliarde de lei de la PNDL-3, programul inventat de domnul Dragnea, și preluat, iată, de PNL, de ce nu? Ori banii ăștia, ei trebuie, cum să spun, trebuie gestionați în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită. Nu poți avea încredere în niște câi, cum au zis PNL despre liberalii, despre Drulă, nu? Despre ministrul transporturilor. Cu ăsta nu ne putem înțelege că e câine. Mi-a rămas în minte chestia asta. Că nu știi. Poate că unii vor participa la împărțeală, dar poate că alții nu. Și ne dau un fapt. Aici e. Lipsa asta de încredere între mafioți duce la costuri mari pentru România, nu? Vlad, mulțumesc pentru intervenție. Te ascultăm mâine dimineață de la 7 în Deșteptarea. Vlad Petreanu, jurnalist. Vă reamintesc că ascultați o ediție specială la Europa FM, anunț al președintelui Klaus Iohannis la capătul consultărilor de astăzi. L-a desemnat pe Dacian Cioloș cu sarcina de a forma o majoritate și un guvern. Și vă reamintesc de asemenea reacția imediată a principalului partid pe care se baza USR în formarea acestei majorități, evident, PNL. Florin Câțu pe Facebook îl trimite pe Dacian Cioloș să negocieze, citez, cu partidele care au susținut moțiunea de cenzură, PSD și AUR, pentru a forma majoritatea necesară unui guvern stabil,
PNL, transmite domnul Câțu, va discuta cu domnul Cioloș după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi PSD și AUR. Am încheiat citatul. În această seară, ședință la USR, în Biroul Național pentru Stabilirea Echipei de Negocieri și a Mandatului, după cum spunea Ionuț Moșteanu, aici la Europa FM, acum câteva minute doar. Odată ce este stabilită echipa de negocieri și e stabilit și mandatul, Dacian Cioloș îl va contacta pe Florin Câțu să vedem ce iese de acolo. Ce ar putea ieși? Cristian Preda, politolog în direct la Europa FM. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți nominalizarea domnului Cioloș și să punem în context reacția domnului Câțu? Le dați vreo șansă? Președintele a spus că pentru a forma un guvern desemnează o persoană, trebuie să desemneze și a făcut-o, care să caute o majoritate. Iar astăzi la consultările care au avut loc la Cotroceni, USR a fost singurul partid care a făcut o propunere, iar cel care și a fost propus până la urmă a spus că majoritatea pe care o are în vedere este majoritatea USR, PNL, UDMR. Se pare că mesajul e foarte clar. Și nu pot să prezum reaua credința președintelui, cum sugerează unii și alții dintre comentatori deja, văzând că președintele a desemnat pe cineva care a anunțat ce majoritatea are în vedere. Acum, e adevărat că principalul partener pe care îl vizează Dacian Cioloș a spus că caută mai târziu, după ce formezi o majoritate alta decât își dorește Dacian Cioloș. Aici pare să fie un conflict între Florin Cățu și președinte, pentru că, repet, președintele când l-a desemnat pe Dacian Cioloș a avut în vedere, cred eu, nu doar persoana, experiența lui Dacian Cioloș, calitățile pe care le-a avut, Comisarul European și așa mai departe, ci și majoritatea pe care a afișat-o. Pentru că Dacian Cioloș nu s-a dus la negocieri să spună n-am în minte o majoritate. PNL a spus nu avem o majoritate. Și atunci domnul Cîțu s-a trezit vorbind? Mă tem că s-ar putea să aibă de furcă, dacă mi-a îngăduit această expresie, în interiorul PNL, pentru că ar însemna un divorț în raport cu președintele, ar însemna că principalul aliat politic al președintelui, Partidul Național Liberal, îi spune, băi, nu te credem, domnul Iohannis, că ai înțeles ce spunea Cioloș acolo, nu? Pentru că, repet, președintele insistă de acum de o săptămână, Câțu el însuși a vorbit despre majoritate, ori, repet, Cioloș nu e singur, nu e un candidat fără o variantă de majoritate. Uh-huh. De asta am înțeles că l-a desemnat Iohannis, nu că l-ar fi plăcut pentru alte rațiuni. Dar vedeți posibil alt aranjament, domnule profesor, adică această trimitere la PSD și la AUR, o vedeți ca pe o variantă? E foarte elegant, dacă îmi dați voie. Adică, în fine, trebuie să asociez eu liberalismul cu o anumită civilitate și un anumit stil public. Ideea că dată de semnă cineva care vrea să lucreze cu tine, tu ne arăți o altă ușă, nu ține de o carte de vizită liberală. În al doilea rând, din clipa desemnării lui Dacian Cioloș, posibilitățile de acțiune sunt variate. Sper personal, ca Partidul Național Liberal și UDMR, partide ale grupului popular european, grup pro-european convins, un important grup pro-european, să înțeleagă faptul că e vorba de responsabilitate, de lucrare și de goluri personale. Pe de altă parte, dacă PNL, să zic, refuză până la urmă dialogul și ține aceste linie misterioasă, eu nu exclus ca Dacian Cioloș să ajungă în Parlament cu un guvern care să aibă o altă formulă bicoloră, nu? S-au mai văzut teme minoritare sau ultraminoritare, și PNL să fie pus în fața unei alegeri foarte importante, să pice un guvern care
gest care ar deschide calea unor alegeri anticipate sau să voteze pentru un asemenea guvern minoritar. Calculele nu sunt atât de simple cum fostul premier Câțu în declarația lui. În plus, poate să fie declarația făcută de președintele Partidului Național Liberal o parte a negocierii. Să mai spun ceva, în clipa în care Dacian Cioloș, liderul USR, este desemnat premier, e evident că impactul coaliției, înțelegerea din decembrie, va fi schimbată din perspectiva portofoliilor. Pentru că, evident, nu mai e partidul cu cel mai multe mandate în Parlament, cel care dă prim-ministru, ci al doilea partid. Asta va da o altă arhitectură a cabinetului, alte portofolii pentru PNL, evident, mai importante. Care să echilibreze un pic, care să echilibreze un pic situația exact. În noua formulă. Exact. Și, în general, se negociază așa guvernele, știți? Adică dai o poziție, e mai multe poziții, portofolii care te interesează, nu știu, proiecte europene, de pildă, justiție. Și posibil ca asta să fie și maniera în care PNL-ul să încerce să scape de Vlad Voiculescu și de Stelian Ion, cei care au fost victimele liniei Cățu. Deci nu e exclus ca în PNL cineva să fi gândit totuși nu fie dominat de resentimente și să fi gândit această soluție. Dăm USR-ului poziția de premier și asta va însemna că acceptăm să intrăm cu ei dacă avem justiția și respectiv fondurile europene. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenție și explicații. Cristian Preda, politolog, puțin probabil, spune domnia sa, ca PNL să întoarcă spatele unei alianțe cu USR la guvernare. Urmărim să vedem ce se întâmplă. Până la urmă, în acest moment, din partea PNL, avem doar postarea pe Facebook a președintelui său, Florin Câțu, în această seară. Cătălin Striblea, jurnalist Europa FM, realizatorul emisiunii România în direct. Bună seara, Cătălin! Bună seara! Ce zici de nominalizarea domnului Cioloș în această seară? Îți spun drept, ne-a luat prin surprindere. Mai ales că președintele insistase că nu iese nimic din prima tură de negocieri, nu? Și asta a spus de mai multe ori. În plus, desemnarea președintelui USR contravine tuturor declarațiilor pe care Klaus Iohannis le-a făcut în ultimele săptămâni. Cine erau politicienii cinici care au dărâmat guvernul? Numai când a apărut? Ieri sau alaltă ieri? Un interviu în Le Monde, în Franța, în care România sa spunea același lucru, nu? USR era practic noul subiect de conversație în locul PSD. Sigur că da. Și atunci? Trebuie în același timp să recunoaștem că președintele a fost foarte abil și că a făcut o mișcare care îi slujește drept capital politic pe toată linia. Și o să încerc să explic această perspectivă. Sigur că e o mișcare cinică, dar domnul președinte gândește așa. În primul rând, am dat dovadă de responsabilitate, pentru că am numit în funcția de premier, am desemnat un personaj politic cu mare experiență, care a mai fost prim-ministru, care a fost comisar european, și mai este și șeful unui grup politic din Parlamentul European. Într-o țară normală, și România pe alocuri este normală, este cea mai bună opțiune pentru funcția de premier dacă te gândești la opțiunile, la experiența domnului Cioloș. Așadar, numirea este una responsabilă. Dacă acest guvern, cum l-o fi croind domnul Cioloș, reușește să treacă, este o soluție câștigătoare la care domnul Iohannis participă și este responsabil. Dacă acest guvern nu trece, ceea ce iarăși este foarte posibil, domnul Iohannis va avea din nou varianta pe care probabil și-o dorește mai mult, cea lui Florin Câțu, adică ne întoarcem de unde am plecat, plus răspunsul, v-am arătat eu că sunteți mici și n-ați reușit, de ce n-ați reușit? Asta va spune domnul președinte, asta e, politicienii nu au văzut să-l sprijine pe domnul Cioloș și mergem mai departe. Să spunem că domnul președinte, dacă vrea însă să dea dovada cea mai înaltă a bunei credințe a sale, sau dacă vrea să rezolve această criză până la capăt,
are la îndemână un instrument care ne va demonstra nouă tuturor, fără putere de tăgadă, că într-adevăr această soluție este responsabilă și lipsită de cinism, și anume un mesaj public în care să ceară PNL-ului să sprijine guvernul Dacian Cioloș. Dacă în zilele următoare domnul Klaus Iohannis vine și spune o dată de două ori cred că este soluția bună, PNL-ul are îndatorirea de a sta în spatele domnului Cioloș și de a se alia lui într-un guvern, atunci chestiunile sunt rezolvate. Să așteptăm, zic, așadar, acest semnal. Deocamdată ce vedem de la PNL este practic un refuz de negociere. Nu știu, cred că așa era mesajul domnului. Duceți-vă la PSD și AUR, cu ei ați dat guvernul Câțu jos. După ce formați o majoritate cu ei, veniți să vorbim și noi, zice domnul Câțu cu alte cuvinte pe Facebook. Încă nu știm exact cum se aștern apele la PNL. Ambele soluții pe care le-am numit mai devreme, eu cred că sunt posibile, adică se pot duce fie într-o parte, fie într-alta. Nu uitați Niculas, pe care îl are domnul Cioloș în mână. PNL-ul nu este unit în spatele lui Florin Câțu. Adică știți că astăzi domnul Orban, dacă domnul Câțu negociază, domnul Orban ar putea negocia. Nu aduce voturile necesare, poate nu le aduce pe toate, dar om cu om se poate strânge câte ceva de acolo. Nu știu care va fi atitudinea PSD-ului în chestiunea asta. Uite, avem acum reacția domnului Ciolacu. Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas preanticipate. PSD nu va vota niciodată un nou guvern, zero. Am dat jos guvernul Câțu cu o moțiune în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR, scrie domnul Ciolacu, au distrus cot la cot România timp de un an de zile. România știe acest lucru. Atunci avem, chiar cum zice domnul Ciolacu, poate nu spre anticipate, dar spre eșecul domnul Cioloș, acestei tentative. Eșecul acestui guvern. Nu uitați că domnul Cioloș, că ăsta e un lucru care trebuie spus, are la dispoziție 10 zile. Da? Nici mai mult, nici mai puțin. Adică el trebuie să croiască toate lucrurile astea despre care vorbim noi, și sprijin de la PNL, și sprijin de la PSD, nu mai e necesar dacă l-a obținut de la PNL, dar sprijinul tuturor forțelor implicate trebuie să facă acest lucru în 10 zile. Ori asta înseamnă că domnul Cioloș nu va putea să negocieze sub nicio formă programe de guvernare, ci doar câteva funcții. Va fi extrem de dificil. Iar dacă acesta va fi un eșec, el mai are o consecință. Odată cu numirea sau redesemnarea domnului Câțu în această funcție, USR va fi invitat la negocieri și la sprijinirea guvernului și va fi greu să n-o facă de vreme ce domnul Cioloș a cerut PNL-ului să intre la guvernare. Înțelegeți? Nu poți să-i ceri odată să intri la guvernare după care să spui că nu vrei. Așadar, o situație complicată, dar poate cine știe, domnul Cioloș are experiență politică mare. Da. Până la urmă am văzut câte funcții a ocupat și asta înseamnă că știe să manevreze în apele astea. Poate vine și dumnealui cu o surpriză. Ce da, mulțumesc, Cătălin. Un guvern de tehnocrație, atât voiam să mai spun. Te auzim mâine la România în direct de la ora 13:15. Vom avea mai multe elemente decât acum. Mâine seară este ședința Biroului Politic Național PNL. Se vor lua decizii acolo, dincolo de mesajul transmis de domnul Câțu în această seară pe Facebook. Final de ediție specială, dar vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Știrile care contează peste câteva minute doar. O seară bună! Ediție specială cu Alicia Cobescu la Europa FM.